Dacă vrei să cumperi jocuri ieftine, gift card-uri, DLC-uri și multe altele, intră pe Eneva pentru că aici găsești cele mai bune prețuri. Iar pentru asta ai primul link în descriere. Hai salut băieți și bine ați găsit la un nou videoclip. În video de astăzi o să jucăm cu unul global, respectiv care este Hira la momentul actual, care este în drum spre 80.000 de trofee. Probabil că o să reușească, vedeți și voi care momentan cam toți brawlerii aproape 1200, mai lipsesc câțiva și este în drum spre 80.000 de trofee. Mai are 30 de zile, presupun că o să reușească, nu sunt 100%, nu sunt 100% sigur, dar înainte de toate apăsați butonul de like, subscribe, tot acum mult dacă vreți să mă susțineți în continuare și desigur, astea fiind spuse, haideți să trecem direct la video. Bă, habar nu am cum, dar aparent battle-ul meu s-a resetat și mi-a rămas decât meciurile de acum din ultima oră, pentru motiv sau altul. Wow. Nu știu exact cum s-a întâmplat chestia, deci am jucat cu Hira vreo 4-5 ore ceva pe acolo. Și după la un moment dat a ieșit că trebuie să facă nu știu ce, să mănânce, habar n-am ce avut de făcut. Și am jucat ora asta până revenea el, am zis că joc să pușez puțin Otisul și apare mi s-a resetat battle logul complet și nu mai am meciurile cu el, așa că n-am ce să fac decât o să pun tot în trofee mare, o să punem la 1000 plus. Așa că hai să trecem la câteva meciuri. Trecem la un prim meci, sincer îmi pare rău că mi s-au dus meciurile din battle log și am zis bă, hai că le filmez și după care mă joc iar, că mi s-a mai întâmplat chestia asta de câteva ori. Dar am zis bă, hai că nu știu ce, am văzut că am o grămadă de meciuri încă în battle log de o grămadă de ore și aparent mi s-au resetat, dar nu este chiar de mare problemă, oricum probabil o să mai fac un videoclip de genul în care o să jucăm din nou, nu știu, vedem. Și voi jucăm Oti, suntem în 1000 plus, suntem cu Niac și Etaniho. Oti sincer e chiar bunicel acum, parcă dă ceva damage, deci dă o groază de damage acum. Și e destul de, hai să zic, nu o să zic că e distractiv pentru că până la urmă tot basic au rămas Otis ăsta. În schimb, e prima zi în ce am luat amban, mi-am completat absolut toate misiunile și am reușit să fac decât tier 42 dacă nu mai șel ceva pe acolo. Dar meciul ăsta deja s-a terminat, așa că hai să trecem la următorul meci. Ok, următorul meci, mă spuneam că e prima zi în care mi-am luat amban, după luna asta ce a trecut. Și mi-am completat toate misiunile, dar din păcate am făcut decât tier 42 ceva pe acolo, nici măcar n-am apucat să iau skin-ul, din păcate am văzut că unii l-au deja pe Sam cu skin, dar am completat absolut toate misiunile, din nimic nu mai am și decât tier 42, deci o să mai dureze ceva până iau skin-ul, nu știu exact, oricum am pierdut o grămadă de tiere, vă dați voi seama, câte 400 pe zi, adică ar veni gen oricum cât aproape un tier pe zi. Doar din misiunile alea zilnice. Asta răsebeam undeva la 30 de tire pentru că n-am fost am lipsit o grămadă. Pe lângă asta mai erau challenge-urile alea cu Robo Rumble sau ce mai erau, în care au reușit băieții să își adune gen tire. Dar e ok, nu cred că e moarte, adică oricum o să iau skin-ul ăla la un moment dat. Dar mamă ce outplay și-a luat aici kite ăla. Efectiv, l-a finisat puțin Mortisul ăla, dar e ok. Sincer, Otisul și-a meritat buff-ul ăsta oricum, deci acum se simte damage-ul pe el. Ultimata am văzut că dă și-a puțin poison, deci dai damage și cu ultimata overtime puțin. Dar e destul de decent, poate o să-l duc rank 35, nu știu exact cât timp o să am, dar dacă o să am timp și o să am cheful necesar, probabil că o să-l duc în rank 35 ca să mai rămână decât ceilalți doi, brawler de dus, Sam și cu, am uitat cum îl cheamă pe ăla cu balon, sincer vă zic, chiar nu știu cum îl cheamă, pe Balonescu, chiar am uitat cum îl cheamă din păcate, dar înțelegeți voi ideea, ăla cu balon și Sam, cum îl cheamă mă, stai, Sam și Gas, da mă, Gas, așa. Bine că m-am amintit, nu știu, deja încep să le uit numele. Deja pe Otis l-am pușat undeva la 1000, aproape 100. Așa că cel mai probabil dacă o să am timp zilele astea o să-l pușez. Pentru că deja de luni încep facultate și cam în 2 zile. Când vedeți voi acest clip, deja o să încep facultatea și nu știu exact cât timp o să mai am liber ca să mă joc Brawl Stars. Bun.
Este 1-1, ne pregătim să intrăm în overtime aproape, dar cred că reușim să le dăm gol aici, dacă nu mă înșel, adică suntem 3-1, ar trebui să fie destul de lejer. Și da, cred că e gol aici, perfect, am reușit să câștigăm și meciul acesta și haideți să trecem la următorul meci. Mă, ăsta este meciul de 1100, o să fie puțin și interesant pentru că băieții ăștia care vedeți acum au peste 1200 de trofee pe Brawl, deci încercau să facă rank 35. Gen cu toții, dacă nu mă înșel, în afară de ăla cu Griff, nu știu, cred că Griff nu are 1200, dar în rest băieții au 1200, frumos, aici le-am dat un gol foarte, foarte rapid, după cum vedeți, 20 de secunde deja băieții și-au luat și gol, e destul de nasol, dar gândiți-vă că noi avem și bază, în mod normal ar trebui să ne bată de nestrică, știi vorba aia, dar cumva, ce ultimată și-a dat Italia, mamă și-a doua, hai că a jucat bine bazul nostru, n-am ce să zic, a rupt acolo, nu știu ce am vrut să fac aici, dar important este că am vrut să țin decât controlul. Meciul decurge destul de bine, vedeți și voi, am dat ultimata, nu știu ce facea griful ăla, deci griful ăla lor cred că a dat troc complet la meci. Sau cel puțin așa mi s-a părut mie, mă rog, nici Tani Holmes-ul n-a jucat cel mai bine, adică uitați-vă și voi ce ultima îți dădea. Griff iar l-am prins acolo cu ultimata și l-am omorât, în schimb, Sturge-ul lor juca chiar foarte binișor. Chiar destul de, cel mai bine cred că de la el juca Griff-ul, mă rog, Griff-ul e cel mai topit de la ei, dar Sturge-ul lor chiar joacă bine, adică uitați-vă și cred că n-a murit aproape deloc, gen, cred că niciodată n-a murit până acum. Ori odată, ori deloc, nu știu, 100% sigur, dar a jucat foarte, foarte bine, ținea și control, dar din cauza grifului 100% o să piardă pentru că deja știu ce urmează, aici este prima lui moarte, nu știu, oricum, prima sau a doua, dar ați văzut și voi că juca excepțional, era aici aproape să ne luăm gol și cred că trebuia să încerce griful ăla să dea gol, nu știu, uitați-vă și voi și s-a băgat iar aiurea și a murit, efectiv zici că juca pentru noi, ne dădea decât din ultimăți. Iar desigur noi am profitat de chestia asta, având în vedere că zici că era om în minus, griful ăla mai dădea și el câte o ultimată din când în când, dar în rest nu prea a avut chef, adică mai mult a ținut cu noi, să fim serioși, mai sunt 20 de secunde, o să jucăm aici mai defense, adică na, deja am făcut un kill double kill, mai este decât săracul Surge care a murit și el. Etaniho nu știu ce a vrut să facă aici, cred că a dat prea rapid în poartă cu ultimata și a venit înapoi mingea, știi, se mai întâmplă și la Jackie. Acum nu știu dacă este cazul la faza asta, dar mă rog, în fine, o să vedeți și voi, am făcut 1200 și ăsta a fost și ultimul match. Mă, cam atât cu videoclipul de astăzi, sincer îmi pare rău că nu am pus meciurile cu Hira, vă asigur că am jucat, adică e clar, dar... nu știu, mă, când jucam, mă uitam în Betalux să nu cumva să-mi dispară meciurile cu el, pentru că vreau să le înregistrez, dar în același timp nu vreau la momentul ăla, pentru că încă pușeam. Dar asta este, mi s-a mai întâmplat încă o dată greșeala asta, o să țin minte data viitoare și ce pot să zic, îmi pare rău încă o dată, dar da, ne revedem data viitoare, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest videoclip, numai bine, pa, pa!